Bine te-am găsit, Alice, fii atentă! Te-am adus aici la concursul nostru de construit. După cum poți vedea, și lumea este mult mai interesantă, mai ciudată așa, dar suntem în lumea bebelușilor, Alice. Nu știu dacă te-am adus pe tine aici, dar este o lume super, super interesantă și vreau să-mi spui ce părere ai tu, de ce vezi tu așa de în jur împrejur toate chestiile astea. Sincer să-ți zic, acum nu știu, nu înțeleg ce-i cu lumea asta, mai adus în lumea adultării, să-l uită tăleacă la soarele ăla, până și un copil îl făcea mai bine, adică uite-te ce strâmb e. A, păi da, e lumea lui Darusel pentru că e lumea bebelușilor și e făcut de un copil așa ăla, ai dreptate, Alice, e făcut de un copil, nu-l făcea mai bine, adică e de un copil făcut pentru că e lumea bebelușilor și acum o să construim, fii atentă, înainte de toate, Alice, mergem aici foarte, foarte frumos ca să vezi ce construim, ia, uite, zi tu, ce crezi că construim noi astăzi? Băi, suntem pe lumea bebelușilor, îl facem pe Darusel. A, nu, e o idee bună, dar vreau să scriu oamenii în comentarii dacă vrei să facem și noi asta, dar fii atentă, concurs de construit casă de bebeluși de nu versus Pro Alice. Bă, cum adică casă de bebeluși? Ce fac? Faci o casă, adică gen cu astea, cu blocurile astea foarte mișto, o faci așa mai de bebelanis, ca Darusel, foarte frumos. Ah, ok, deci trebuie să fac curată ca Darusel, nu? Da, exact. Mamă, îmi place cum gândești, Alice, deci fii atentă. Și aici avem 100 de lei de fiecare, pleacă, cine câștigă practic pleacă cu premiul acasă și voi dați acolo note în comentarii, noi o să ne dăm între noi și dați-ne și voi acolo în comentarii nouă ca să vedem cine pleacă cu premiul ce mare acasă. Hai să începem. Da, începem, Alice, avem căscuța perfect, Alice, gata, spor la joc acolo, Alice, un succes și să facem, Alice, da, facem o rundă, să facem două runde, câte vrei să facem? Nu știu, tu zici. A, de fapt, trebuie să ai puțin că e casă de nu versus pro, deci trebuie să facem două, stai că am uitat, deci era de nu versus pro, deci prima oară facem runda de nu, facem ceva lejer foarte mic, Alice, ne alegem materialele și ne descurcăm, ok? Ok. Gata, foarte perfect, acum vorbesc, nu mai vorbesc pe o căscuță, practic astăzi nu o să mai trollăm pe Alice cum făceam până acum, o să facem o casă și vreau să facem ceva foarte, foarte lejer, nu știu de ce, fiți atenți, mă gândesc să iau chestiile astea, nu știu, parcă arată interesante așa, dacă mă uit eu bine la ele așa, o să folosesc fix chestiile astea, aici o să vreau să folosesc tot ăsta așa ceva de genul și o să fac așa o casă aici micuță, nu știu exact cum o să fac, ceva de genul așa în partea asta, nu vreau să fac ceva foarte mare pentru că nu am de gând să fac așa ceva pentru că este de asta de noob și nu cred că ar trebui să-mi bat eu capul, dar fiți atenți că parcă am așa o idee, nu știu, bă, fac ei niște chestii random și mereu parcă îmi plac chestiile astea random de le fac, nu știu de ce, parcă mi se par super, super interesante, dar ia mă să vedem, punem în partea asta așa, punem în partea asta așa, și aici cum trebuie să facem, deci trebuie să facem ăsta fix așa, dar n-aș fi vrut să fie așa, dar fiți atent, lasă că-l facem așa, vedem noi cum o să iasă, bun, cam asta este forma casei, cum ar veni o formă mai ciudățică așa, dar eu zic că arată cât de cât interesant și aici în față o să fie practic fața, de fapt nu, ăsta-i spatele și în partea asta o să fie fața, unde aici eu o să trebuiască să fac așa lejer, cred că facem așa, arată interesant, de fapt dacă pot să dau eu cumva astea să fie așa în față, da, uitați ceva de genul, parcă arată mult mai interesant așa, să duc și în partea asta fix așa aici și da, o să ia să vedem ne când terminăm ăsta și după aceea vedem ce să mai facem, să sperăm că o să facem ceva mișto și să dați voi acolo note în comentarii cine credeți că a făcut mai frumos dintre mine și Alice. Bun, momentan cam așa arată casa, bă, nu este o casă cine știe ce, este o asta de nu, practic nu trebuia să mă chinuie foarte, foarte mult și intrăm aici în interior, am făcut aici și trebuie să ne apucăm aici să facem, să punem un pat, o să punem pat ceva de genul, culoarea asta pare așa interesantă, vreau să punem niște chesturi, mama cum arată, mama punem ender chest din ăsta, mama cum arată și chestul ăsta și ender chestul, mama, de fapt fiți atent, mama că se vede frumos așa purple și ăsta la fel, o să fie foarte, foarte interesant, dacă punem și enchant, care ar fi ceva de genul asemănător, ar fi și ăsta șmecher, dacă punem și un d-ăsta, mamă, și ăsta e șmecher, bă, cum arată, frate, cum arată astea, dar uitați-vă cât de șmecher arată și carte și toate astea, bă, arată mult mai mișto decât ar fi el în mod normal, bine, da, este și un modpack, practic, dar arată așa de bebeluș, dar totuși chiar este super, super tare, mie chiar îmi place cum arată și ia ce să mai punem, mă, noi, frate, să mai punem niște chesturi, am pus crafting, cred că crafting trebuie să mai pun, ia ăsta cum arată, ia mă, 3, 2, 1 și ăsta arată interesant și punem și aici un anvil, ceva de genul, ia mă, și anvilul ăsta și cam atât o să fie, punem și un furnal, că avem nevoie de furnal neapărat, îl punem fix aici în partea asta și da, cam atât, cam așa arată și casa, punem și eu aici o lanternă ca să avem și noi lumină, vizibilitatea aici în interior și cam atât o să fie, deci punem ăsta fix așa la jumătate, perfect, arată interesant, asta este casa mea de noob, vreau să dați acolo notă în comentarii ce părere aveți despre ea, să-i dați notă și acum hai să mergem la jumătate, o așteptăm și pe Alice, dacă a terminat, hai să vorbim cu ea să vedem dacă a terminat sau nu. Alice, m-auzi? Alice, eu am terminat, eu vin la jumătate, tu ce faci? Bine. Bă, ce faci mai aici? Deja ai terminat, mă? Am terminat, bă, că mai aveam o leacă și adormeam. Ok, Alice, tu ție somn, am înțeles. Hai să mergem prima oară să vedem ceea ce ai făcut. Mă, ce e asta, mă, Alice? E cabină de duș? Ce e asta, Alice? Bă, asta e casa la tine? Cum adică cabină de duș? Ai zis să fac o casă urâtă ca
carisel. A, corect. De bebelul și să vedem ce cum arată mă în interior, mă, cum arată, măcar a rămas patul ăsta întreg, putem să vedem și chestiile astea pe aici, mai ales. Bă, ce notă să-i dau? Bă, până la urmă este ceva de nu balis, dacă ai zis că este urâtă ca dar să le dau nota 10. Bă, dar nu stai, bă, deci înainte, să știi că apa asta reprezintă balele lui Darusel. Bă, vezi că, bă, dar de unde e tău gândirea asta, mă, te gândești prea bine, Alice. Da, păi știu, eu așa gândesc. Da, e bună imaginația, ce să zic, mă, Alice, bă, de fapt eu îți dau nota 7, să fim serioși, așa, dar dacă zicem așa de Darusel, de nu știu ce, să ajuta, hai, nu, mă, îți dau 7.50 în nota mea, vreau să scrie și voi acolo în comentarii și acum, Alice, hai să mergem la mine, să vezi cum am făcut eu, Alice, că am făcut super sper tare, Alice, vină după mine, Alice, ce faci, mă, te-ai supărat, gata? Păi, dar că mă uitam că acolo că e ceva, dar în fine. Ok, n-am înțeles nimic, dar în fine. Hai să vedem, fii atent, Alice, asta este casa mea. Ce ai făcut, bă, aici? Ia să vedem, ai așa, cum mov. Păi, asta e casa mea, pleacă de aici, că e cum mov. Hai, ia pleacă, bă. Păi da, mă, e o casă de rom și te-am făcut pe tine, practic te reprezintă pe tine, Alice, aici, gen cum ar veni, așa este, foarte frumos, de ce ai pus, mă, ăsta aici? Să nu mai intre. Ok, ce părere ai tu, așa, uite-te cât de șmecher arată, îți place, mă, Alice, uite, mai ales partea asta, mi se pare interesant contrastul, cum am făcut eu, cum am amestecat aici, cum am făcut culorile foarte frumos, așa, am combinat foarte tare, îți place? Bă, da, e fain, chiar e fain. Gata, stai puțin, că vreau să dea oamenii notă în comentarii, Alice, stai puțin, dar pe afară n-ai vă... Ok, Alice, ce să zic, ce notă-i dai măcar, ce notă i-ai fi dat la ea, normal, cum era? Băi, nu știu, așa o văd gen normal, că așa ar trebui să arate și îi dau, nu știu, un 6. Da, un 6, ok, s-am dat 7.50, tu îmi dai 6, bine, mă, Alice, acum treci la runda a doua, la runda de pro, Alice, și de data aceasta o să vezi că n-o să mai ce să-mi faci, Alice, ai înțeles, Alice? Am înțeles, da, bine. Okay, gata, Alice, ok, acum trebuie să ne apucăm, vedem că ne-a dat foc, Alice, nu mai contează, asta ne pune foarte lejer, vrem să vedem ce o să facem acum, vreau să fac ceva mai interesant, ca și cum cum am fi la o grădiniță, să fie chiar o casă de copii, să arate chiar așa de copii, dar nu știu exact, cred că dacă e o casă de copii ar trebui să fie făcută din nul, sincer, nu știu, scrieți-mi în comentarii din ce ar trebui să fie făcută, sau dacă folosim concret, cum arată concretul, bă, arată interesant și ăsta, dar cred că aș folosi ul, de fapt nu, cred că folosim concret amestecat cu ul și mai vedem cum o să facem, o să luăm dăsta galben, o să luăm dăsta albastru și dăsta portocaliu, nu portocaliu, doamne, purple din ăsta, parcă arată interesant, puta, arată interesant și trebuie să facem aici o formă, vedem cum îi dăm forma și toate chestiile astea și să sperăm că o să iasă ceva bine, că dacă nu iese, o să fie cam nașpa, că Alice deja mi-a dat nota 6, eu i-am dat 7.50, momentan are avantaj, dar totul decide, practic, voi decideți, practic, ce o să fie, pentru că, da, nu știu, scrieți-mi în comentarii ce notă mi-a fi dat dacă nu era cum e acum, în momentul ăsta, dar mă rog, în fine. Bun, vedeți cum arată, cam așa arată casa prin exterior, încă n-am terminat, de fapt, prin exterior de tot, am făcut aici, vedeți, acoperișul acesta, arată interesantă forma, ce să zic, așa, casa, bă, am făcut o formă așa puțin mai în spate, așa ceva de genul, dacă intrăm acum în față, în casă, practic, în interior, o să vedem așa ceva de genul, trebuie să punem aici, să punem cu, nu știu, să punem cu dăsta sau nu știu cu ce culoare, nu, cred că punem cu galben, facem pe aici să arate totul cu galben, așa, foarte, foarte frumos, după aceea trebuie să ne apucăm de interior, hai să punem asta aici, că vedem că am greșit-o puțin, așa, gata, perfect, vedem pe aici, vedeți cum avem chestia asta aici, practic, putem să astupăm noi aici, să facem intrarea asta, să închidem, arată interesant, aici vreau să pun niște flori pe care vreau să le pun chiar acum, punem flower potul acesta aici, să vedem că stă, mamă, cum arată și flower potul, arată genial, mamă, și flori, ce flori să punem, mă? Ia, asta mi se pare că puteam să punem, nu putem să punem, deci trebuie să luăm tulip din acelea, le luăm fix pe acestea, arată interesant și acum trebuie să vedem ce mai putem să mai facem, trebuie să mai facem pe aici, să mai punem niște d-astea, cred că ar trebui să mai punem, nu știu exact, cred că ar trebui în partea asta, uite, 3 d-astea, nu, 4, de fapt, nu, 3, să fie egalitate, hai să ne mai punem și noi niște frunze din acestea pe aici, prin partea asta, ia ce ăsta, jungle sapling, ok, punem niște frunze așa din jur împrejur, prin partea asta pe la casă, după aceea trebuie să facem în felul următor, după ce am făcut noi treaba asta, cred că trebuie să ne extindem și noi foarte frumos pe acolo prin interior, să facem totuși maker, nu știu exact cum. De fapt, eu nici nu mai știu să mai vorbesc sincer, dar haide să mai înainte de toate, înainte să mai fac eu astea, mă mai liniștesc puțin și eu întreb și o pe Alice să vorbesc acum cu ea, să vedem ce face ea acolo. Ba, Alice, eu sunt gata, am terminat aici, de fapt, nu sunt gata. Vă făceam și o mică glumiță, dar de fapt, Alice, mă auzi? Bă, Alice, alo, da, vedem că Alice nu ne aude, în fine. Deci așteptăm pe Alice, nu știu ce face Alice acolo, unde și-a pus ea căscuța, dar da, vedeți că am terminat eu aici asta de făcut. Am pus aici practic pe jos. Acum trebuie să ne apucăm să facem foarte frumos, să punem patul, să punem chestii de genul. Ia mă, ce pat punem de data aceasta? Hai să punem un pat ceva de genul. Hai să punem dăsta maroniu, frate. Hai să punem maroniu așa ceva de genul. Punem niște crafting-uri, trebuie să luăm niște chesturi frumoase. Uitați cum avem chestul ăsta. Bă, dar arată genial, mă, chestul ăsta, Ender chestul, da? Nu cred că trebuie să punem ăsta, să arate tot așa maroniu. Punem și ăsta, îl punem, fiți atenți, le punem. Punem unul aici și unul aici, să arate mai interesant așa. Punem și un dăsta așa foarte frumos, îl punem fix aici.
aici și fix aici. După aceea trebuie să mai luăm niște furnale, ceva de genul, să-l facem foarte, foarte frumos. După ce luăm furnalul acesta, cred că o să le punem pe aici. Fiți atenți, fiți atenți, vreau să pun unul aici, unul aici, unul aici, unul aici, unul aici, unul aici, așa cum știți cum facem. Slab-ul aici clasic, quartz deasupra, foarte frumos arată, interesant. Punem cake-ul. Mamă, sunt curios cum arată cake-ul. Ia, mă, să vedem. Ia, tortul. Mamă, ce mișto arată. Bun, arată interesant. Vedeți că chiar arată interesant. Chiar îmi place cum arată. Punem ăstea aici, foarte, foarte frumos. Ne uităm în partea asta. Bă, frate, chiar este foarte mișto. Nu știu, mie îmi place lumea aceasta. Nu știu, scrieți-mi în comentarii dacă vreți să mai facem, când mai suntem și noi în lumea aceasta, că mie mi se pare interesantă. Punem și în partea asta, așa cum am făcut exact la fel ca acolo. Punem și în partea asta. Păi, da, am făcut eu. A, ok, am înțeles, mă, trebuie să-l trapă ăsta mai așa. Da, lasă, lăsăm aici. A, e, l-am făcut eu așa. A, e. Sau de fapt, stai, mă, că putem să-l facem. Putem să-l facem așa. Îl dăm în partea asta ceva de genul și fix aici era jumătate. De fapt, hai că lăsăm de două în partea asta. Mai punem un enchant în partea asta, foarte frumos. Punem și niște bookshelf-uri, că bookshelf-uri chiar n-am pus până acum. Asta mi-am adus eu aminte. Bă, frate, stai puțin, noi n-am pus bookshelf-uri. Punem în partea asta, punem ăsta așa, îl facem ceva de genul așa. Eu zic că arată interesant. Acum trebuie să mai punem un anvil, foarte frumos. Facem și noi o mică măsuță, să punem și noi niște d-astea. Cred că facem din acacia, din acesta, facem, luăm și table. Fiți atenți, hai să punem, mamă, un d-ăsta și fiți atenți că facem o măsuță ca și cum de fapt asta nu e masă, e o masă din aceasta, cum stai așa foarte frumos. Mamă, cât de genial arată ăsta, nu vine să cred, uitați-o și cum merge. Bă, frate, arată genial, nu știu, lumea aceasta este prea mișto. Uitați-o cum stai, mișcă globul acesta, frate, și busula și toate locurile. Mă, ce chestii interesante mai sunt pe aici. Ia, mă, uita așa frumos, stai, hai să punem și noi carpetă, că carpeta n-am pusă. Hai să luăm un dust albastru din acesta, ceva de genul. Ok, carpeta arată ca unul clasic. Ok, am înțeles. Punem în partea asta așa, nu mai facem prea multe. După ce, hai să ne mai uităm pe aici, hai să vedem ce blocuri se mai află. Bă, cum arată și blocurile astea, arată interesant, dar n-am nevoie de ele. Hai să vedem ce mai putem să mai punem. Trebuie să mai punem niște lumină, ceva de genul. Ia, mă, pe aici. Fiți atenți că și ăsta merge. Uitați-vă cum merge ăsta. Punem și un dăsta, un Android. De fapt, nu, hai să luăm lumină, foarte frumos. Mamă, și torțele cum luminează, frate. Mamă, tot e foarte, foarte genial. Eu să ce armor stand. Ia, chiar sunt curios de asta. Ia. Mamă. Bă, ok, deci dacă mă uit așa puțin, ăsta ar putea să fie ceva de genul. Spuneți-mi în comentarii dacă credeți că e exact la fel. Am putea să punem aici, nu știu, să punem un paper, dar nu putem să punem ca și cum aici pictează cineva, nu știu, zici că e un stand din ăsta de pictează. Ok, punem ăsta aici, punem și noi lumină în partea asta, fiți atenți, punem torțele fix aici și lumină trebuie să tragem o de-asta mai așa că nu se poate. Mamă, frate, cum punem noi lumină, întrebarea. Din partea asta, ok, mergem prin partea asta, trebuie să punem fix așa. Și acum să ne ocupăm și de exterior, dar înainte de toate, mă, o fi venit, mă, Alice, ce o face Alice, că totuși nu înțeleg ce tot face, dar dacă nu fi venit, ea m-a făcut aici, da, e perfect. Bă, de fapt, chiar trebuie să vină neapărat Alice, chiar vreau să vorbesc cu ea, că eu mă încurc aici, nu mai știu ce să mai vorbesc, frate. Chiar nu mai, hai că v-am prezentat ăsta, vreau să mai fac prin exterior, vreau să mai fac aici un loc de joacă, ceva de genul, cu copaci, cu toată o natură, ceva foarte, foarte tare, dar înainte de toate, aș vrea să vorbesc cu Alice, dacă ar vrea Alice să vorbească cu mine și să sperăm că o să vorbească, că dacă nu, ne apucăm și vorbim la final, să sperăm totuși că ea face ceva acolo, că dacă nu face, înseamnă că am venit cam degeaba. Alice, m-auzi? Gata, am auzit că te stric de 7 minute, de 7 ore, Alice, te stric. Ce tu faci? Da, bă, da, ce vrei, zi? A, bă, bă, te deranjezi, Alice, acolo o faci, acolo lucrezi, ai multe de făcut. Mă deranjez, foarte mult mă deranjez. Mama, Alice, eu doar voiam să te întreb ca să afle și oamenii ce faci tu acolo, că, bă, bine, nu sunt doar eu curios, adică sunt și eu curios, trebuie să recunosc asta, dar sunt oamenii mult mai curioși și trebuie să afle ceea ce faci tu acolo. Fac ceva destul de simplu, bă, sincer, gen. A, ok, da, să sperăm că faci tu ceva, nu știu, așa, să fie interesant, mă, Alice, am și eu cu cine să mă duelez. A, bă, da, e interesant, gen. A, ok, Alice, bă, eu am făcut interiorul, am făcut casa, acum vreau să mă ocup din exterior, să vreau să fac aici, nu știu, un fel de un loc de joacă, de copii, practic, că dacă suntem în lumea bebelușilor, trebuie să facem de-astea de copii, să ne jucăm. Da, să știi. Da, ok, Alice, hai că te las, nu te mai deranjez, scuze, Alice, ok, gata, acum, hai să vedem ce putem să facem, facem partea asta aici, trebuie să pun logo-ul ăsta, să facem aici un fel de copăcel, ceva așa, un copac de ăsta mai mare, din care trebuie să facem, fiți atenți, spun, ducem asta așa, ceva de genul așa, iar de aici trebuie să ducem noi așa cu fensul acesta, uitați-vă cât de genial arată și acum trebuie să ducem ceva de genul fix așa, ca și cum ăsta este, uitați-vă cum arată, ăsta este leagănul, am făcut leagănul, acum trebuie să ne mai ocupăm de noi de ăsta mai puțin mai mult, trebuie să-l ducem în partea asta, nu știu exact cum să-l ducem și să punem niște frunze, ceva de genul așa, mamă, fiți atenți, mi se pare că, bă, arată interesant, parcă, cred că chiar arată interesant în partea asta, nu știu dacă ar trebui să pun frunze, dar că pun și pe aici ceva de genul așa, arată mai ok, hai că ok, e ok așa, punem și în partea asta și acum trebuie să dăm ăsta, să facem copacul ăsta așa, să arate mult mai interesant el, după aceea vreau să mai facem o fântână, ceva și vedem ce facem, face mai multe chestii, bă, ăsta cred că las așa, nu, că e prea sec, mai punem în partea asta ceva de genul așa, arată interesant, acum, bă, da, chiar arată interesant și, da, acum cred că mai facem o fântână, mai facem niște chestii pe aici și să vedem, să sperăm că termină și Alex, să sperăm că face și ceva mișto, că nu, de alta, dar nu vreau să mă bat așa singur, cum ar veni.
veni să fac eu multe chestii șmechere, că practic vreau să câștig, vă dați seama că plec și eu cu 100 de lei acasă, practic cu 200, 100 de la ea, 100 care erau deja ei mei, dar nu mai contează asta, dar da, să sperăm totuși că o să câștig, dar să sperăm că o să facă și Alice ceva super tare, chiar sunt curios. Bun, am terminat, vedeți cum am făcut zona aceasta, am pus aici doi copaci, o fântână, avem chestia asta aici, cam așa arată momentan până acum, mamă, cum arată și cu sarele astea și cum arată și copacul ăsta, chiar îmi place super, super mult, spuneți-mi acolo în comentarii ce părere aveți și acum vreau să mai fac un fel de loc de joacă din acesta, unde noi o să ne jucăm practic în nisip, punem fix în partea asta ceva de genul, facem așa un loc de joacă, ceva de genul fix de nisip, foarte, foarte frumos, să zicem ca și când că suntem aici la plajă, la nu știu ce, unde o să facem un castel de nisip, asta vreau să fac, de-aia vreau să fac locul acesta de joacă, mi se pare super, super interesant, iar acum hai să-i dăm aici ceva de genul așa, să fie castelul de nisip, un castel micul, nu facem ceva super, super, wow, pentru că nu suntem aici la parada modei să facem chestii super, super interesante, super tare aici contra lui Alice, pentru că, bă, frate, nu prea am încredere așa, nu prea, astăzi nu știu ce să cred, nu cred că o să facă ceva super tare, nu știu, scrieți-mi voi acolo în comentarii ce credeți voi despre ea, ce credeți că o să facă, dar eu chiar nu cred că o să facă ceva tare, eu zic că o să fie ușor pentru mine, nu trebuie să mă fac eu așa, să stau, bă, frate, cu stres, cu d-astea, aolo, poate mă bate Alice, nu știu ce am făcut aici, un fel de castel, nu știu ce ăsta, exact, nu e foarte, foarte wow, dacă stau să mă gândesc, dar e ok și ăsta, frate, ia pune și noi aici, punem apa aici cum ar veni, ceva de genul așa, punem și în zona asta unde avem și noi așa intimitate, practic în partea asta unde nu poate să cadă ăsta, deja vorbesc prea multe prostii, mamă, cum arată aici, bă, cât de tare e modul ăsta, uitați-vă cum arată găleata asta, da, pe mână, chiar e super tare, nu știu, scrieți-mi în comentarii ce părere aveți de modul acesta, dacă vreți să mai facem cu el, și deja astăzi am vorbit, sincer, am vorbit cam mult și nu mai am nimic de zis, sincer, deja mă încurc foarte, foarte mult astăzi, chiar n-aveam chef de nimic, dar am zis, bă, frate, hai să o aducem pe Alice aici la asta de bebeluș, pentru că l-am adus pe Darusel, pe Alice n-am adus-o până acum și am zis, hai că e momentul, foarte frumos, cam așa arată, nu cred că mai fac nimic, asta este tot ce am făcut, scrieți-mi în comentarii cum arată, cum vă place, dacă vă place, uitați-vă zona aceasta, care zonă vă place mie cel mai mult, sincer, mie îmi place zona aceasta, arată, nu știu, uitați-vă și așa în spate, cum se vede totul, peisajul mi se pare super, super tare și da, bă, eu zic că arată ok, casa aceasta, intrăm aici în interior, foarte frumos, că asta este interiorul, partea asta îmi place super, super mult din casă și întâi ieșim afară, partea asta îmi place super mult de afară și da, cam atât am făcut, aici este campfire-ul, arată totul interesant, eu zic că nu mai am nimic de făcut, pentru că eu zic 100% cu bat pare, scrieți-mi în comentarii ce rătăi dați și aia acum la jumătate, să vedem ce a făcut și Alice, mergem direct la ea prima oară, să sperăm și să vedem dacă a făcut ceva șmecher sau nu. Gata, Alice, ești pregătită să vedem rezultatul final, runda de pro, să vedem cine pleacă cu cei 200 de lei acasă, Alice? Da, sunt gata, hai. Ok, hai să mergem tot la tine prima oară și să vedem ce ai făcut tu, mă, ce ai făcut tu, unde, ce ai în spate, Alice, mă, iar ai făcut acum, ai făcut o cadă, ce e asta, Alice? Nu, uite, deci în primul rând vreau să admire acest acoperiș artistic, da? Mamă, uite. Da, vezi că e super așa, nu știu, arată foarte interesant, Alice, chiar este super tare, chiar, bă, chiar arată interesant, dacă stai să văd așa, nu știu, îmi face o iluzie optică, nu știu, arată ok, cum să văd asta așa, bam, 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 bă, îmi place, dar ce-ai făcut, Alice, aici, că mie mi se pare că, adică doar asta ai făcut și interiorul ăsta, ce sunt astea, Alice, ce e ăsta, gravel, ok, mă, ce interesant arată gravelul ăsta. Ai stricat magia, că asta trebuia să fie pietre prețioase și te-ai stricat totul. Hai, dă o notă mai rapidă, deja mai e nervat. Ok, Alice, scuze, am stricat eu tot. Vai, bă, Alice, ce să zic, mă, Alice, asta practic ai făcut-o că e casa ta, nu-i așa? Da. Ok, da, e totul făcut așa fix de tine. Asta e mai copiat 100% că ai văzut la mine și ai zis că, bă, frate, nu e adevărat, nu e adevărat. Bine, cum zici tu, Alice, bă, ce, n-am ce să zic, Alice, sincer, adică e, nu știu, e ceva care, nu știu, Alice, dar de pro trebuia să te strădești puțin mai mult, că știu că tu poți, Alice, știu că poți să faci mult mai șmecher. Da, bă, dar ce vrei? Că ai zis că trebuie să fie ca pe Darusel și Darusel nu e în stare, nu merită mai mult de atâta. Fii atentă că un bebeluș n-ar putea să facă ceva super, super mare. Deci pot să zic că e o chestie pe care ar putea să facă un bebeluș. Deci pot să zic că ți-aș da o notă de 8, Alice. Bine, hai să mergem. Am uitat deci la mine n-am fost ok, mă, chiar sunt curios. Alice, fii atent, Alice, pe unde ești, bă, Alice, vorbei, bă, ce faci, fii atentă, cam asta este tot și vreau să-mi spui înainte de toate, fii atent, Alice, înainte vreau să-mi spui care, uită-te din jur împrejur bine și spune-mi care zonă îți place cel mai mult din tot, care parte îți place ție cel mai mult, chiar sunt curios. Bă, sincer să zic, ai făcut prea multe pentru un bebeluș și ai făcut prea multe, nu meriți decât, știi ce notă îți dau? Bă, stai puțin, Alice, că asta ai făcut-o de un om pentru bebeluș, Alice? Da, știi ce notă îți dau pentru lumea asta? Păi nu, stai puțin, lasă, nu-mi zice,
nota, în primul rând vreau să-ți uite-te în partea asta cam așa. Ce părere ai tu de leagănul ăsta, Liv? Bă, leagănul ăsta e meu de acum. Ah, ok, bă, vezi că arăți interesant acolo. Ia uite pe Alice în leagăn, fii atentă, bă, Alice, ce părere ai? Care este zona ta preferată din tot ce vezi tu aici? Care este partea ta preferată? Aici. Alice, asta este și partea mea preferată. Cred că și oamenilor vreau să-mi scrie în comentarii. Și Alice, ce părere ai tu așa din ansamblu despre tot ce am făcut eu aici? Bă, deci, fii atent, o să zic că arată destul de fain, dar o să-ți dau nota 2. Hai, mă, Alice, pe bune. Păi da, mă, dar dacă ai făcut prea multe, nu-i vina mea, că tu ai făcut prea multe pentru un bebeluș. Păi da, mă, dar nu e făcută de bebeluș, este pentru un bebeluș care e făcută de altcineva pentru el, păi să se distreze, dar are un castel de nisip, până, ia uite. Deci, bă, Rafaele, ajunge un bebeluș de la casă până aici, trece deja o zi. Da, Alice, dar așa ar fi distanța și la tine în casă. Nu e adevărat. Nu e adevărat. Bine, mă, Alice, vreau să scrieți acolo în comentarii voi cine credeți că a făcut mai frumos dintre noi doi. Și Alice, ce să zic, Alice, bă, nu prea, nu te descurci, Alice, ce să zic, chiar dai nici cum... nu știu, bă, ce poți să... Nu de la asta, Alice, te rog, gata, oprește, Alice. Astăzi sunt alături de Alice, lumea bebelușilor. Salut! Iar acum vă vom arăta ceea ce am construit noi și vreau să dați acolo note în comentarii și fiți atenți pentru casa mea de bebeluși aici, practic, tot ce am făcut aici, ce vedeți voi aici din jur împrejur, partea asta e preferata mea, vreau să scrieți în comentarii dacă și vouă vă place. Vreau să-mi scrieți acolo dacă vă place mai mult a mea sau a lui Alice. Asta este partea mea. Vreau să dați subscribe dacă vă place mai mult partea mea. Iar acesta este partea mea. Hai, vin aici să vezi. Ia uite, ce ai făcut, mă, Alice? Asta ți-ai bătut joc, Alice. E cam naș, mamă. Dacă vă place, vă dați acolo like și scrieți în comentarii că v-a plăcut. Ok, Alice, o să scrie că a mea le-a plăcut pentru că a mea, bă, trebuie să recunoaștem sincer. A mea e mult mai tare. Dacă te-ai uitat până la final, scrie în comentarii cuvântul final și lasă un comentariu cu partea ta favorită din clip, iar tu activează clopoțelul de notificări pentru a fi la curent cu ce și când postezi.